Bună seara, numele meu este Farcaș Călin și am pregătit un desen pentru tine, posibil să te ajute într-un fel. Cam ăsta ai fi tu, cam asta ar fi mintea ta, ăsta e corpul tău. Ăsta e prezentul aici. Și aici, în minte, ai trecut și viitor. Și anxietăți, frici, tot felul e aici, la nivel mental. Un tratament în fizic, o postură, exemplu, în yoga se folosesc posturi, te ajută. Dar nu te tratează. Un post, să mănânci fără carne, să postești, adică să nu mănânci nimic, te ajută. Bun. La nivel de minte, aici include toată psihologia asta, te ajută într-un fel, dar nu te tratează. Deci dacă umbli în corp, te ajută. Umbli pe aici, te ajută. De astea nu-s reale. Ține minte, asta nu-i real. Sunt doar gânduri. Ăsta e prezent, ăsta e real. Bun. Un tratament în fizic, greu să te scape de anxietate. Un tratament în psihic, greu să te scape de anxietate. Cu toate că oamenii depun eforturi foarte mari și... Dar nu ai cum să tratezi aici, în psihic. Sunt doar gânduri. Cum să tratezi un gând care nici măcar nu e a tău? N-ai cum. Sunt doar gânduri despre trecut, doar gânduri despre viitor. Un tratament în fizic e departe de a te scăpa de anxietate. Atenția din moment ce ți-o poți pierde în corp, adică ești atent la corp, și ți-o poți pierde în minte, ești atent la minte, înseamnă că e în spatele lui astea două. Deci atenția pornește de undeva din spate. Dacă poți duce atenția la corp și poți duce atenția la minte. Înseamnă că atenția e în spate. Tu poți fi atent aici, aici pierzi multă energie dacă ești atent aici și pe aia vezi un pic prezentul ăsta, un pic îl vezi. Un tratament în fizic, să zici, îți reduce din gânduri, dar nu te poate trata. Atenția pornește din spate. Poți observa corpul, să-l simți și poți și mintea. Tratamentul care te poate scoate imediat e doar prin atenție. Atenția o poți pune pe corp, o poți pune pe minte sau o poți pune pe prezent. Când o pui aici în prezent, dispar simptomele în corp. Dispar și gândurile. Dispare anxietatea, dispare tot. Dispare. Când o pui aici, total. La început, e dificil. Dar e singurul tratament. Cine încearcă să te bage în gânduri despre trecut, gânduri despre viitor, nu are cum, n-ai cum să te tratezi. Cine te bagă în corp, simptomele corpului,
Corpul simte simptomele din cauza gândurilor. Ceea ce te poate trata e să-ți întărești atenția. În momentul ăsta prezent. Că poate ai fost peste tot aici, mental. S-a lucrat toată lumea asta, e inexistent, sunt doar gânduri, 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 gânduri. Nici măcar nu sunt tale. Trebuie să antrenezi atenția. Prin tehnicile, prin practica care am adaptat-o, eu te pot ajuta, doar că trebuie să muncești. Dar odată scăpat, nu mai poți te întorci niciodată aici, nici aici. Rămâi aici, nu mai ai cum. Odată ce ai scăpat, nu mai ai cum. Pentru că începi să înțelegi că ăsta e un mecanism, mecanism. O să înțelegi singur. Este o practică bună, practică bună, să-ți întărească atenția în momentul ăsta. Și când ai depășit-o, vei ști tu. Altfel n-ai cum. Ce să tratezi aici? Că nu-ți realezi gânduri, nu? Ce să tratezi în psihic? Ce să tratezi în corp? O să-i mai departe. Dacă atenția nu mai merge aici și după aici merge direct aici, ai scăpat. Dar e vorba de muncă. Tu cu tine. Vă mulțumesc pentru vizionare. Cam desenul aiurea. Chiar că ăsta nu știu ce e, gândac sau e mașină. Eu am vrut să fac o mașină, da? Păi, ăsta e alt om, aici e soarele. Nu știu cum pare în desenul, da? Vă mulțumesc, o seară bună!